În săptămâna 26 decembrie 1 ianuarie s-au înregistrat 686 cazuri de viroze respiratorii, în scădere cu 34% față de intervalul anterior, și 96 cazuri de pneumonie acute, ceea ce reprezintă o scădere de 19%. 50 de persoane diagnosticate cu acest tip de afecțiune au necesitat tratament în regim de spitalizare. Cei mai afectați au fost copii, astfel la grupa de vârstă 0-14 ani s-au înregistrat 465 cazuri de îmbolnăviri. De la începutul campaniei de vaccinare antigripală au fost imunizate gratuit 9.233 persoane. Până în prezent n-a fost confirmat niciun caz de gripă în județul Sălaj.